Pace vouă, Astăzi am deosebită onoare să-l să prezint pe primul capelan din Austria, și anume pe Samuel Ianoș, nu este singur, ci a, a, împreună cu el este pasorul Bisericii din Kaffenberg și Kinberg, fratele Daniel de Suingiu, Mă bucur să fiți aici împreună cu noi, și responsabilul departamentului de capelani pe nivel național, fratele Remus. Oros. Vom discuta calitățile unui capelan, de ce avem nevoie în Austria de capelan și care este scopul lor aici. Așa că rămâneți cu noi și să vedem prima dată copilăria lui Sami, cel puțin să-l știm pe Samuel Ianoș, unde a copilărit, știm că bine din Timișoara, știm că fratele Nicu Ianoș a fost tatălui și un om de Dumnezeu care i-a insuflat această dragoste de cuvântul lui Dumnezeu și de misiune. Povestește-ne puțin de copilăria și adolescența ta. Da, în câteva cuvinte pot să spun că am crescut, m-am născut și am crescut într-o familie creștină, unde de mic am cunoscut tot ceea ce se poate cunoaște într-o familie creștină, începând de la educație, rugăciunea la masă, mersul la biserică și așa mai departe. Spre rușinea mea, aș putea să spun, în momentul în care a venit libertatea în România, Revoluția, chiar dacă mi-am dorit eu și auzeam pe mulți frați în vârstă să rugau și cereau libertate ca să poată să facă lucrarea Domnului, momentul de libertate pentru mine a fost puțin negativ pentru că am folosit-o într-o manieră puțin nu puțin mult negativă, m-am îndepărtat de, de Dumnezeu, m-am îndepărtat de biserică, însă rugăciunile părinților mei, cum spuneai, tatăl meu și maică mea, l-au înduplecat cumva pe Dumnezeu și m-am întors înapoi la un moment dat. Apoi Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie care slujim împreună Domnului și din familie am dorința aceasta de a sluji Domnului, de a face ceva pentru El. Mai apoi, personal, când Dumnezeu te scoate, să zic așa, din lumea aceasta și îți arată care este uh, dragostea Sa, îți vine natural să încerci și să vrei și să dorești să faci asta și pentru oamenii din jur. Ai mers un pic mai departe, să revenim un pic la adolescență, la tinerețe. Ai remarcat câteva lucruri, te-ai îndepărtat un pic de Dumnezeu. Ce reprezenta Dumnezeu pentru tine în momentul în care te-ai îndepărtat de El? Deci, ceea ce în familie am cunoscut, mi-am dat seama mai apoi că lucrurile pe care noi credeam că ni se cuvin cumva, mâncarea de pe masă, credeam că ni se cuvine. Mi-am dat seama mai apoi că era de fapt mila Domnului și îndurarea Lui vis-a-vis -vis de familia mea, pentru că în perioada respectivă mulți nu aveau de mâncare. Noi eram binecuvântați pentru că Dumnezeu ne binecuvânta. Și atunci când m-am îndepărtat de Dumnezeu, chiar dacă în inima mea, în viața mea știam că Uh, nu-i ceva bine ceea ce fac. Chiar o auzeam uh, odată pe maică mea, se ruga, erau niște musafiri la noi și se ruga, Doamne, îndurăte Și au început să spună numele de Sami, de mine, de Dani, de... pe păi, lua pe toți la rând. I-am spus, auzi, când te rogi pentru mine, uh, nu mai zi, Doamne, îndurăte, Cum poate el numai să mă scoată, că eu mă știam că sunt îndepărtat de Dumnezeu. Ea, cu lacrimi de mamă, zice, e ușor să zici de eu ca, moam ca mamă. Eu mă rog să se îndure de voi, în milă, în dragoste. Și așa au făcut Dumnezeu, slavă lui. L-ai cunoscut pe Dumnezeu din familie, deci l-ai văzut, apoi te-ai îndepărtat, te ai apropiat. Care a fost clicul? Când te-ai apropiat din nou de Dumnezeu? Ai fost așa într-o groapă foarte adâncă și ai zis, Doamne, acum chiar nu mai poți. Pot, te rog, intervină tu. Da, la un moment dat, când pentru prima oară în viața mea, chiar dacă cunoșteam realitatea iadului și a raiului, nu m-am gândit niciodată că există iad și rai. Știam că există pur și simplu, ca fiecare om. În schimb, într-un moment dat, prin 97, m-am regăsit în situația pentru câteva fracțiuni de secundă să înțeleg că în momentul respectiv eu trebuia să merg în iad și frica, spaima respectivă care am avut atunci de iad, când mi-am dat seama că există și viața mea din momentul respectiv mă ducea în iad, am zis, Doamne, dacă mă iubești cumva, eu știam că Dumnezeu mă iubește cumva, parcă îl forțam pe Dumnezeu, dacă mă iubești, oprește-mă cum știi tu, mi-au venit în minte multe, pune-mă în cărucior, toate lucrurile cele mai rele le acceptam atunci numai să fiu mântuit. Și Dumnezeu m-a eliberat. Am sunat-o pe maică, mi-a zic, trebuie să te rogi pentru mine. Ce s-a mai întâmplat? Întreba ea. Zic nimic nou, doar să te rogi pentru mine. Zic, e o viață că mă rog pentru tine, ca mamă, vă dați seama. Și Dumnezeu de acolo a început să lucreze la mai puțin de 24 de ore. Am văzut primul semn că Dumnezeu începe să lucreze și sunt zile. Care a fost zile. primul semn? Primul semn a fost că uh, într-o lume unde aveam tot ce îmi trebuia și puteam să fac tot ce vreau, uh, contrarul de ceea ce puteam să-mi imaginez eu, am fost arestat și arestul meu de atunci am văzut mâna Domnului în lucrarea aceasta și am înțeles că Dumnezeu vrea să mă scoată de undeva peste puterile mele și să-mi dea harul acesta să pot să-i slujesc. Poate spun prea mult faptul că Dumnezeu te-a trecut pe acolo ca astăzi să poți să faci lucrarea Lui. Cred că dacă Dumnezeu nu te trimitea în închisoare cred că astăzi nu puteam să băm primul capelan din Austria. Haideți să vedem ca și Pasor al Bisericii din Cafenberg. De ce ați considerat neapărat ca Samuel Ianoș să devină capelan? Probabil ăsta a fost și motivul. Numai cel care se frige știe unde s-a fript. Numai cel care a trecut pe acolo știe ce e acolo. Și numai cel care, știu eu, a trăit experiențele acestea poate să se duc acolo și să-L mărturisească pe Hristos. Eu am fost, am fost abordat de mai multe ori cu lucrarea aceasta, l-am cunoscut pe Same de mai mulți ani. L-am cunoscut și din Timișoara, am trăit și acolo. I-am știut trăirea lui, i-am știut trecutul lui, i-am știut coborâșul lui pe unde a trecut, am văzut și urcușul. Și mi-am dat seama de dorința aceasta arzătoare și de focul care l ardea în inimă de a face pe ceva pentru cei care sunt într-o stare jalnică, într-o stare în care și el a fost, într-o stare în care, așa cum s-a amintit și astăzi, nimeni nu-i caută. La oameni care nu mai au niciun suport, care nu mai au și nu mai au milă nimănui, și la oameni care și Hristos a murit pentru ei. Mă bucur de lucrarea aceasta, mă bucur de frații care au inițiat lucrarea aceasta, au așezat-o să fie atât de um, clară, atât de bine pusă la punct, atât de cum să zic, într-un fel în care să avem un suport și statutar, și biblic, și de ce nu, și chiar autorităților din țara aceasta, că are și Austria posibilitatea aceasta de a avea Capelani profesioniști, slujitori deosebiți, împuterniciți de Dumnezeu să facă lucrarea asta. Mă bucur ca și slujitor al bisericii acestea și a familiei Ianuș, că Dumnezeu mi-a acordat oportunitatea asta și harul acesta, bineînțeles, și a departamentului de lucrare și misiunea capelanilor, fratele Remus, fiindcă. Am trăit experiență și o lucrare extraordinară în seara aceasta. Și mă bucur pentru lucrul acesta și parcă sunt gelos și de aia ți-am și spus că aș dori să particip la toate lucrările astea, fiindcă este ceva deosebit. Oameni dedicați, oameni care sunt gata, oameni care se pun la dispoziția Domnului. Haideți să vedem o experiență unde ați văzut sau ați simțit că Samuel este pentru lucrarea aceasta de capelan? Experiențe sunt multe. Una din ele. Una din ele. Să-mi aduc repede aminte că uh, și dumneavoastră m-ați luat prin surprindere, soră, dacă știam, mă pregăteam și eu cumva. Uh, știu când Sami nu avea putere financiară, dar avea o dragoste deosebită pentru lucrarea asta. Pe mine lucrurile astea mă marchează. Un om care nu are putere financiară, care nu avea la dispoziție multe posibilități. Nici mașină nu cred că avea. Nici nu lucra. Era mai greu. Și totuși. Și. Uh, lucrarea asta i s-a pus pe inimă. Și lucrul ăsta pe mine, și nu de acum, de mulți ani, el poate nici nu știe. Am mai încercat în anumite situații să fiu și eu alături de el, cu toate că eram cumva neîncrezător. Eram cumva ne. cum să zic, a măcii cu ăsta, ce vrea să facă, ce l a apucat. Totuși, nu nevoia acea a, a, a problemei lui îl durea, ci problema sau situația celor care erau închiși. Și asta eu lucr a fost pentru mine ceva deosebit. Și doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze cuvinteze și în continuare tot așa să-și facă lucrarea. Știu mai multe situații, știu mai multe. Uh, uh, lucrări sau încercări pe care am trecut, au trecut familia asta și totuși dorința lui de a face lucrarea asta, asta pe mine m-a impresionat extraordinar. Un om care nu se dă bătut cu orice sau în, orice, în, în situații de criză. Un om care stă pe baricadă. Foarte frumos spus. Deci, ca un păstor să spună o asemenea experiență, Asta e foarte, foarte bine și foarte frumos. Ca și reprezentantul departamentului de capelani din Austria, să vedem ce calități sau care sunt calitățile care trebuie să le aibă un capelan sau care le-ați văzut, mai bine zis, la cazul de față, la Samuel. Calitățile pe care trebuie să le aibă un capelan le-am predicat și în seara aceasta. Dar aș vrea să le aduc în fața dumneavoastră și să mă exprim că le-am văzut la fratele Sami, când a venit cu propunerea la fratele Păstor, la fratele Daniel. Noi ne-am uitat prima dată la calitățile lui Sami și le-am găsit acolo și am găsit că Dumnezeu și-a ales un om pe care vrea să-l folosească și care are chemarea aceasta. După statutul Gemae de Gotes, calitățile slujitorului sau a capelanului trebuie să fie asemănătoare cu calitățile unui slujitor ordinat. El trebuie să fie omul care lucrează pentru cei care sunt în afara bisericii. Și aceasta, frate Sami, vreau să vă spun și la dumneavoastră și la cei care se uită la noi, lucrarea de capelan este o lucrare mai extinsă decât pușcările. Capelanul trebuie să poată să ducă mesajul Domnului, mesaj de îmbărbătare. Pentru cei care poate sunt bolnavi și trăiesc ultimile clipe, nu mai au nicio nădejde. El trebuie să fie pregătit, împuternicit de Domnul, plin de credință. Merg să duci mesajul acesta, sau când merge să ducă mesajul acesta omului care este pe patul de suferință, omul trebuie să primească credință că Dumnezeu poate să-l vindece și că Dumnezeu este acela care dă putere. Capelanul este omul care merge să anunțe situații de criză, situații năprastice care au lovit în unele familii. Poate sunt accidente grave și nu poate merge oricine să spună familiei că și-a pierdut soțul sau și-a pierdut copilul un accident. Capelanul trebuie să aibă caracterul lui Dumnezeu. Cuvintele lui să fie cuvinte de mângâiere. Aici se numește și darul bărbătării, darul ridicării. Și m-am uitat la Sami și aș vrea să vă spun că eu l-am pus la probă și ultima lucrare în care l-am pus la probă, am cunoscut un om care are soția cu piciorul tăiat, este bolnavă de diabet, are celălalt picior iară tăiat, partea de din degetele de la picior și prin alt cineva l-am cunoscut și a fost odată la noi la biserică, un om nepocăit. Și acum am auzit că trece printr-o situație foarte grea de criză, a rămas fără servicii, nu poate să-și plătească medicamentele, situația respectivă și am întrebat cum să ajung la omul ăla. Și am întrebat pe persoana respectivă, oare cine îl cunoaște pe omul respectiv? Fratele Sami. Fratele Sami a căutat omul acela, l-a dus aici la biserică, la dumneavoastră, frate Daniel, la biserică. S-a îngrijit de nevoile lui și când am dat un telefon, am spus, frate Sami, m-ar interesa care este situația familiei respective. A știut toate punctele. Mai mult ca atât, a spus fratele Mus, sunt dispus să merg la ei acasă să văd toate lucrurile cu deamănuntul. Și așa am organizat o lucrare împreună cu dumneavoastră, cu misiunea cu meia de la noi, de la gemea de Gotescu, cu capelanii, și fratele Sami a fost reprezentantul nostru care a mers și a verificat și am înțeles și am cunoscut că este un om al lui Dumnezeu. Apoi l-am cunoscut de mai mult timp și mereu avea pe față seninătate, bucurie, pace și era gata să slujească. Omul lui Dumnezeu, capelanul, trebuie să aibă și caracterul acesta, să fie un om care exprimă, cum am predicat, mireasma lui Hristos. Ori pe unde merge, el trebuie să ducă bucurie. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Cam asta ar trebui să fie... Viața unui capelan și calitățile unui capelan. El trebuie să fie un om integru, el trebuie să aibă o familie binecuvântată, el trebuie să știe să lucre în colaborare cu slujitorii. Lucrarea lui va fi sub autoritatea fratelui Păstor, sub autoritatea departamentului de capelan. Am văzut la el că este deschis la unitate, în colaborare cu ceilalți frați și ne rugăm Domnul să-l binecuvinteze. Cred că este ziua binecuvântărilor, Samuel cred că așa multe binecuvântări nu ai primit niciodată. Dar care este motoul vieții tale de acum înainte? De multe ori când se ajunge la un punct în viață, unii poate își doresc de mici să facă anumite lucrări. Și când au ajuns la punctul respectiv, zice, ăsta e scopul vieții mele, am ajuns, sunt la capăt. Văd această lucrare și acest moment nu ca un scop al vieții mele, mai degrabă ca un început a unei noi lucrări. Cred că uh, aria în care până acum am lucrat se mărește. Era nevoie de rugăciune, amin. pentru că cel care dă putere este Domnul. Amin. Cred în puterea rugăciunii amin, amin. și dacă mă bazez pe ceva, este exact aceasta. Un alt punct care se spunea aici și vreau puțin să rectific în dreptul meu și a familiei mele. Ne rugăm ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze familia, soția, fetele, ca să-ți fie alături. Vreau să vă spun că dacă ele nu erau, eu nu eram aici. Amin. Deci, ca ele să fie de acum alături, din nou, nu e un început. Să continue să fie alături. Amin, amin, amin. Deci, ideea este că lucrarea pe care Dumnezeu a început-o, e o lucrare pe care nu pot să o exprim în cuvinte. Văd doar că El lucrează. Atunci când am avut câteva probleme și maica mea era așa apăsată de problemele prin care treceam, nu știa cum să iasă la capăt. Și un frate, fratele Gorgan, este cu domnul acum din Elveția, a sunat și zice, Rioară zice, am avut o vedenie legat de Sami, el mai a avut o vedenie când m-am născut eu. O minune și nașterea mea, pentru că m-am născut după 10 ani în care mai mea n-a mai putut să ducă la termen o sarcină, m-am născut cu un picior mai scurt, nu mai lung, Dumnezeu m-a vindecat Amin. și multe minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, zice, am văzut, zice că Dumnezeu a început să-l pregătească pe sami pentru vremurile de pe urmă și atunci mama mea, chiar dacă situația care stătea în față nu era ușoară, s-a încurajat. Dacă Dumnezeu îl pregătește, atunci el știe cum să-l pregătească. Amin. Deci exact numele tău spune numele lui Dumnezeu, Samuel. Deci ești un om pus deoparte pentru el și pentru lucrarea lui. Și la sfârșit, cum motivezi un tânăr să intre în lucrare, să slujească? A sluji înseamnă jertfă, nu numai timp, bani, familie și înseamnă multe. Cum încurajezi un tânăr? Câteva cuvinte. Da, deci slujirea se învață, dar se uită foarte repede dacă se învață doar așa teorie, da? Poți să faci câte cursuri ai vrea. Sunt foarte bune și nu sunt împotriva lor. Și eu am făcut. Dar momentul în care te întâlnești cu un om și vezi că omul ăla a pus mâna pe o Biblie, pe un nou testament și vezi că s-a întâmplat ceva în viața lui, atunci începi adevărata slujire. Pentru că îți dă un curaj deosebit să vezi că persoana pentru care te-ai rugat a fost eliberat sau a avut un răspuns. Un lucru foarte interesant pe care vreau să încurajez pe oricine când stă de vorbă cu un necredincios, Dumnezeu lucrează în chip atât de minunat, poate că nouă care suntem deja credincioși și care îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu ne răspunde așa repede ca unuia care nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Parcă Dumnezeu are dragostea, vrea să-i arate din prima că îl iubește. Atâta mă simțeam atât de răsfățat. Acum sunt momente mai grele, dar nu sunt momente grele din cauza că sunt mai puțin din contră, că Dumnezeu vrea să ne mărească credința și atunci încercările sunt puțin mai grele. De aceea încurajez pe orice tânăr să nu facă o lucrare de capul lui. Acum, fratele păstor aici prezent, prima oară înainte să merg la piață, după ce Dumnezeu m-a cercetat, eram aici la piață și dintr-o întâmplare am trecut, că eu, duminica nu se merge la piață, merg la biserică. Aveam fetele mici să o las pe soția să meargă la biserică, zic Hai să mă prind cu ele și văd o grămadă de oameni. Când merg pe acolo, vorbeau sărbește, ungurește, alte, am, am, văzut că sunt alte nații. Am început să mă rog, i-am zis, zic, da, zic, eu trebuie să merg aici. Zice, lasă, stai liniștit, am mai lăsat o perioadă să treacă iar același gând. Și zic, înainte că mai zic la cineva, prima persoană care trebuie să știe după mine și soția, păstorul, da, care... Da, suntem și prieteni, dar în calitate de păstor, zic, frate Daniel, zic, trebuie să facem lucrarea asta. Eu mă duc să o fac lucrarea asta. Ce zici? Și din prima, dacă trebuie, nu adunarea, eu personal, dacă trebuie să punem ceva bani, îi punem. Nu era nevoie de bani, era nevoie să mergi. După aceea, Domnul poartă de grijă și de restul. Deci, înseamnă. Că oricine poate să facă această lucrare cu această autoritate, prima dată autoritate din partea lui Dumnezeu, autoritatea din partea slujitorilor, a familiei. Și să nu uităm, cel mai important lucru, sunt atâtea oameni care trăiesc în păcat. Trebuie să fiu și eu, și tu. Și Samuel, un ambasador al cerului. Amin. Domnul să ne ajute și să nu uităm. Indiferent cât de greu ar fi, Filipen cu 4 cu 13 rămâne în picioare. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!